După o perioadă în care constanțenii se așteptau ca traficul să fie mai puțin aglomerat, datorită măsurilor impuse de carantina zonală, șoselele municipiului arătau în această dimineață ca un adevărat furnicar. Diferențele însă nu sunt foarte mari, spun oamenii. Sărbătorile de iarnă s-au terminat, iar constanțenii au revenit la muncă. Chiar și așa, valorile de trafic nu s-au schimbat prea mult față de perioada în care municipiul era în carantină. Cei care au mers la serviciu și în perioada carantinei susțin că traficul este la fel de aglomerat, cel puțin în orele de vârf. La fel, mult preocupat. Sunt mulți oameni, din păcate, care nu respectă situația. Din ce am văzut până acum, în perioada carantinei, nici măcar nu cred că s-ar putea numi carantină. Pentru că a fost full, mall-urile pline și exact la fel ca până acum. Nu mi se pare nimic diferit. Odată cu relaxarea măsurilor, nu puțin au fost cei care parcă au uitat de tot de una din regulile încă în vigoare, purtarea măștii de protecție în spațiile publice. De ce nu purtați mască, domnule?